Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața, Mirela! Din toată lumea asta mare, care e cel mai bun om pe care tu l-ai întâlnit sau l-ai cunoscut? Cred că e bunicul meu patern, tatălui tata, care din păcate nu mai trăiește, însă care în continuare e un model de bărbat pentru mine, a fost pâinea lui Dumnezeu, bunicul. Oricât de pregătiți am fi devenirea pe nume a unui copil, niciodată nu suntem pregătiți să răspundem la toate întrebările. Absolut. Îi creștem pe cei mici în spiritul unor principii sănătoase, îi învățăm să fie buni, să fie înțelegători, să fie generoși, îi învățăm că lumea e frumoasă și că oamenii merită iubiți. Și totuși, într-o zi, copilul vine acasă și te întreabă direct, de ce există oameni răi? Ce îi răspunde? Eu ca psiholog și ca umanist convins, încerc de fiecare dată să înlocuiesc cuvântul rău cu suferință. De aceea, cumva, mi-aș duce răspunsul în această direcție și aș spune copilului că, da, unor la școală, unor pe stradă, oamenii se etichetează unii pe alții ca fiind răi. Însă, în familia noastră, noi credem că în astfel de momente oamenii suferă. Și mai mult decât atât, vreau să-ți povestesc că în interiorul fiecărui om există o parte luminoasă și o parte întunecată. Și în momentul în care unei persoane este foarte, foarte greu și cei dragi, din vari motive, nu pot să-i fie alături, în momentul în care o persoană suferă, în momentul în care se întâlnește cu durerea, partea întunecată pune stăpânirea asupra persoanei respective și tu știi cum e când e întuneric, închideți ochii, nu mai vezi, nu mai auzi foarte bine, te lovești de un obiect de mobilier, spui o serie de lucruri pe care le regreți, exact, deranjezi, te lovești de alți oameni și faci o serie de lucruri care ar putea fi etichetate ca fiind rele. Însă în astfel de momente, dacă cineva drag nouă, cineva din familia noastră, cineva din grupul nostru de prieteni, un coleg de la școală la care ții foarte mult, vezi că suferă, cel mai sănătos lucru pe care îl poți face este apropii de el să-i oferi iubire. Și știi de ce? Exact, exact, pentru că iubirea înseamnă lumină. Și tu ai posibilitatea ca prin bunătatea ta să aduci lumina în viața celuilalt și cumva lumina din interiorul lui să devină din nou mai puternică și în momentul în care vede, nu va mai face lucruri rele, pentru că va putea să aibă grijă de sine și de cei din jur. Mulțumesc, Gașpar. Mulțumesc și eu, Mirela. Duminică frumoasă. Asemenea. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.